amici, veni la primul vlog de la Shaorma Amici. Astăzi este 5 ianuarie, vineri, o zi înainte de deschiderea Shaorma Amici. Suntem chiar aici la locație, strada George Enescu numărul 100. Și astăzi o să vă facem turul shaormeriei. Amici, dăm voie să te spun un Amici, ne trebuiau aia, să o tăiem roșie. Eu nu știu cum am ajuns. Eu nu știu cum am ajuns aici. Amici mei, stai așa că am și eu butoanele mele pentru că v-am promis. Și electricul, ăsta l-a uitat, asta e. Bă, lasă că era fără recuperare. Era doar 100 de mii. Sincer, zic mai bine. Ia uite mă, că al meu este... Bă, dar așa nu stai diferit. Da? Bă, al meu e... Bă, al meu e low quality, uite cum se desmembrează de aici. Bă, evoluția, deci ăsta e cel mai urât. Ăsta al mic urat ok și al meu e mare și e frumos. Al tău e ca ăla. Da. Dar și ăsta e diferit al lui, are altă culoare. Da, 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 da. Are altă culoare. Nu mă, sunt la fel. Bă, 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 mai vechi al tău, da, da. Dar oricum, bă, noi acum o să mergem să le și punem, bine, nu știu dacă le punem chiar acum în șaurmerie, dar o să le vedeți acolo frumos butoanele. Aici este locația. Ca să nu le puneți. O să trebuiască să dăm jos logo-ul, dar haide să le prezint și amicilor locația pentru că ei credeau. Eu și Bulebrigu ne-am ocupat. Locația asta, la George Enescu, numărul 100. Mâine sâmbătă, la ora 11, chemăm aici. Da, și pentru cei care veniți în alte orașe, dacă nu aveți o departare, e Lidl-ul fix. Noi nu vă încurajăm, dar noi asta am face, știi? Da, adică, și mai e și unul cu ei. Da, sunt trei ore. Mai e și unul, adică chiar acum e. Hai să vedem, amice, poftiți. Amice, că ai butonul mai mare. Aceasta este... Ai butonul mai mare. Da, băieții, aceasta este locația. Deci, ca să înțelegeți, noi am preluat o altă șaormerie. Am mai modificat tot ce și ce și asta este... Și oamenii noastră, astăzi este ziua de curățenie înainte de deschidere. După cum vedeți, nu este nici plină, nici asta, adică sunt chestii care nu prea... Ok, de mâine o să intre în funcțiune. Aici o să punem butoanele amici. Uite aici vreau să le punem. Uite, chiar aici. Aici, la gen, fie atent să le punem. O punem două de milion, unul lângă altul și cât unul stânga, unul stânga. Adică, ce? Dacă prezintă-mi această situație. Acest buton se află undeva pe aici. Nu acolo. Da? Mai acolo. Mai fix unde, bă, fix unde ăsta îl punem. Așa, și dacă intră un băiat mai înalt ca mine, așa, mă, aș vrea să o să... Vezi acolo o cameră, uite, acolo avem o cameră, asta acolo mai este o cameră, acolo este o cameră, plus că, atenție, avem aici cu firma de bază, așa că dacă se apasă butonul de panică, noi nu răspundem pentru ce se întâmplă. Și băieții, doi vin și dau după aia plăzări. Da, dar ce se pare locația, ia. Amice, este o locație, bă, sincer, mare în primul rând, adică... Bă, cred că e cea mai mare șaormerie din Craiova, vă jur. Arată foarte bine, e loc și afară pentru vara aia nebună în care, mamă, veniți vara. A, stați puțin, afară ca să treceți, acolo avem terasă și în spatele șaormeriei mai este o terasă care încă nu este făcută, dar promit că o să o reamenajăm pentru că la vară începe campionatul european și ne vedem aici atât de mici. Aia asta e mai frumoasă decât la mine acasă. Mă crezi că nici am văzut pe aia. A, stai să facem... Amice, amice, uite. Aici avem niște tablouri. Wow! Shaorma Amici. A, hai să facem... Amice, hai să facem ceva. Edi, vino acolo. Fiți atenți. Pentru că avem... Așa în premieră, amice. Hai, amice. Nu, amice, faci de acolo și eu de aici. Ca primarul. Și eu de fac. Tu, de aici. Nu, eu de jos, că sunt mai tare. Așa. Fiți atenți aici. Amice, stai bă, eu uși pe aia! Așa, uite că avem și aici. Gata! Wow. Ia, cum mi se pare? Ma? Bă, că se pare bă! Ce zici că ești? Bă, cine cum faci de acolo? Ăsta de aici. No. Nu știu dacă știu. Nu știu eu, bă, că am mai foarte bine, uite, că mă tot întreb lumea, domne, care ești tu? Care ești? Ăsta de mijloc. Niciunul nu este niciunul. Pentru că de ce? Nu vreau. Să avem discuții, bă, că sunt în față, că sunt la mijloc, fiecare vine. Ăsta, într-adevăr, că înseamnă cu amicul, trebuie să-l lasă. Bă, eu cam așa zic, ăsta seamănă mai mult cu mine, ăsta cu tine. Nu, băi, eu am nasul mare, uite. Păi ai nasul mare, uite de la asta la barba și la mustațul, dar că e fix ca ta. Permiteți-mi să spun ceva. Ce? Nu știu. Am făcut asta ca să nu se certe pe ei. Am făcut să nu. Dar ce vreau să vă spun este că mâine nu e niciunul, că n-are ochii verzi niciunul. Așa că... Deci, practic, mâine ne vedem aici. O să fie câteva locuri de mâncat și de mâncat. Și ce armerie avem afară terasă, oricum nu o să facem față, asta e. Păi să stați un pic, am ieșit până și acolo, o privire așa de ansamblu, acolo avem roțapele, țepele, 3, 1, 2, 3 la număr, mai avem unul de rezervă în casă să se întâmplă ceva. Acolo avem două friptoze, dar mai luat în spate n-are asta. Acolo este cuptorul pentru chifle. Acolo este plita pentru plite, dar nu mai o să fie nevoie când mai facem plătite. Deci, practic, ne-am preluat o șaormerie, gen, aici avem ecranele unde o să fie cu meniurile, cu toate chestiile, tot ce trebuie, aici avem iarăși un ecran.
aici o să fie fata de la casă. Pentru că aici o să plasați comanda, deci aici o să plasați comanda și dacă vreți să faci asta de gunoi, e pentru șunca aici. Dar să nu plătesc cu banii în fiecare zi, pentru angajați noi nu luăm nimic. Bun, aici avem, se poate plăti cu card, avem POS-uri, avem toate nebunile. A, avem și Glovo și Task, doar că momentan nu o să fie disponibile, pentru că vă dați seama, noi vrem să facem față la deschidere, dar după câteva zile o să le dăm drumul ca să puteți comanda și acasă de la amici. Începem cu ora 11, ne vedem aici, deci vă repetăm. Amici, da, 11. A, 11. Acum că mai întâlnesc eu, dar fiți atenți. Puteți să căutați și pe Google Maps și pe Waze și Shaorma Amici, că vă dă și... SH! Da, SH la urma Amici. Pe Waze ar fi cel mai indicat, mie mi-a găsit din prima pe Waze. Da, pe Waze. Și a treia. De ce nu încălcați cu ăsta dimineața? Bă, dar tu nu vorbești nimica! Bă, dar știi ursul ăsta, uite-te. Ia-ți-mă cu ăsta care... Băi, mișto, e mare. După banii, bă, după bani. Ia zi, e mare, e frumoasă, nu mai? Așa a zis șaseana. Bine, baia este mică, n-ai ce, o chiuvetă, o asta, na, sunt chestii normale, n-ai ce să faci. Dar ce vrei aici, ce duci? Adică, nu știu, dacă-ți vine vreo urgență, îți vine, dar indicat ar fi să nu vii toată ziua să... Măcar să ții ceva dacă tu vii. Da, dacă tu vii. Aici avem vitrina pentru chifle și noi o să ne gândim, bine, acolo avem sucurile. Pepsi, Mirinda, 7-Up, Brigant, apă, aqua și bere. Bine, bere pentru cine bea. Dar ideea este felul următor. Noi plănuim să ne luăm și o viță de aia frumoasă, să punem dulciuri. Adică câte un eclair, dar atenție proaspete. Un rom, un picăr, cu amici, nu chestii proaspete, pentru că am vorbit deja cu o cofetărie din Craiova care să ne aducă în fiecare dimineață să ne facă proaspete, știi? Acum, dacă nu se vor, ne mâncăm noi ce să facem. Bă, amici, ne vor. Dar ce are amici? Eu nu uite-te la asta cât de mare e, pentru că ești cu mamă, dar ce cruci mișto ai. Zici că este pe nechel, mă. Băieții se urcă fane. Bă, ne-am gândit mai bine. Dacă cad eu, mă fac praf. Dar el l-am rugat să cadă în picioare, când caz că cade, că virulă cade, să nu cadă lui, să nu mai facă praf de șaurma. Ia, fane, să nu te-am scrimeți de la când tai venele, că măriți-mi salariu, că nu merge la noi. Ia ziceți, cum vă, cum e? Să vezi cum de luminat cu mapea. Chiar îmi place. Amici, nu terminare. A, da. Da? Ia uite, mă, că se descurcăm mai bine. Că mai bine. Pitic la descurcare. Da, mă, dar tu puteți ducea la descurcare. E, bravo, iartă-mă, nu știa că e ilegal. Gata, mă. Să plătești, morții tăi. Și deja am atras atenția, toată lumea se uită pe aici, că merge la casa de ce e aici, wow, brand, bă, ăsta e brand. Astăzi în Craiova și de mâine în toată țara. Ăsta e drogan, comentezi? Ce așteptăm? Există decât două variante. Așa, ori o să fie, ori o să fie ok. Să ne comportăm așa, să ne avem aglomerație, ori o să se îngrozească și o să... O să fie și cu poliție și cu scandal și apărim și la ProTV. Bă, dar am luat și filmă de bază acolo, adică am luat și filmă de bază, dar am luat toate... Adică am lucrurile să înțeleagă că oameni gratis, da? Că nu vreau să facem ca la răposatul, că doamne ferește să-i zahisa și mi-a vrea. Am că da, să se bată lumea. Nu. Adică noi ne-am sfătuit și cu mai mulți youtuberi și mai multe persoane din domeniu și toți au spus nu, dați gratis, că își dau un cap. Da, și vă dau în picioare și mă. Sau mai, cel puțin nu la prima. Nu la prima. De la următoarea... Sau nu. Dar la următoarea locație poate să luăm în considerare și poate dacă e noroșel mai mic, și urmă gratis, știi? Dar răva, adeocată, nu știu, eu am așa emoții, poate, nu știu. O să fie bine, o să... Bă, ăsta e un brand, bă, ăsta e un brand. Și urmă amicii. Bă, cum ar veni aici? Ăsta e un brand, bă. Piață pe aici. Ăsta e un brand. Dimineața, venim noi aici. Știi, cum dai colțul acolo, ca să vezi... Cum dai colțul? Cum dai colțul, da. Mă refer în sensul giratoriu. Să vezi așa, un mare așa de... Sensul giratoriu era tunt. Da, mă, dar... Bă, eu sincer zic că nici nu plecăm eu mașina mâine. Pupe cineva să...
Eu cred că merg cu legul. Sau mă, sau nu, știi ce aș spune? Hai să ne pun aici numele tale. Să ne pun aici niște jaloane în față, știi? Nu ce deschide gura. Păi nu, că e bun de cum să deschide gura. Mai țin minte când făceam noi vloguri de alea de mult și am zis, l-am deschis ăsta cu ăla și chiar e pus sare. Da. Așa că, amicii mei, vă așteptăm. Ce bun vor amuși, vă ne vedem mai ianuarie. 6 ianuarie, sâmbătă, voi vedeți asta vineri. Și urmă, amicii Craiova, strada George Enescu, numărul 100, vă așteptăm aici informații de toți patru. Plus alte surprize, gen, cred că o să vină și alți YouTuber, dar nu vreau să dăm sigur o să vină. Sigur o să vină, dar nu dau nume și cum am zis. Vreau să fie surpriză pentru cei care vin, știi? Da, corect. Corect. Stens o să fie aici bodyguardul nostru, așa că dacă îi comentăm... Dar să nu vorbiți cu el, că nu prea vorbești. Bă, dar mare, bă, băiat. E gras, nu-i mare. Bă, dar nu știi de ce mi-aduce aminte Stens de un panda? Da, 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 da. Și are niște, n-are niciun stres. Și stai animal. Amice, dă-i cu capul că face. Și mă doare palma, amice. Amice, puteți să-mi zic și mă doare palma. Și tu ai și... Nu, cam da, nu vreau să zic. Amice, mă doare palma. Așa că ăsta a fost vlogul. V-am pupat. Pa, pa.